În Duminica Florilor, credincioșii care se roagă la Biserica Sfântul Mina din Constanța s-au împărțit în două. Cei mai mulți au asistat la slujba oficiată de un sobor de preoți în incinta bisericii. Ceilalți au ascultat predicile fostului preot Nicolae Picu, caterisit în urma unui conflict cu Arhiepiscopia Tomisului. Ca nu cumva enoriașii să uite de cele sfinte, slujba a fost urmărită de jandarmi și polițiști. Ținut în Duminica Florilor la Biserica Sfântul Mina din Parcul Tăbăcării au fost lipsite de incidente. Asta și pentru că în zonă s-au amestecat mai mulți jandarmi, polițiști de proximitate și oameni ai legii îmbrăcați civil. Slujba din interiorul bisericii a fost oficiată de un sobor de preoți de la Arhiepiscopia Tomisului. Cealaltă, mai mult o predică, a fost ținută în aer liber de Nicolae Picu, preotul caterisit în urmă cu mai bine de o lună. Suntem unici, irepetabili și veșnici, creați de Dumnezeu dintr-o imensă iubire, iubire pe care trebuie să o împrăștiem și celorlalți. Fostul preot este acuzat de Arhiepiscopia Tomisului că a înstrăinat biserica unei asociații condusă de fiul său, motiv pentru care a și fost decăzut din drepturi. Această asociație este atacată din punct de vedere patrimonial, deci se dorește tot patrimoniul ei, caterisirea tatăl meu fiind doar o armă de negociere. Care v-a așteptat să fie finalitatea acestor? Dumnezeu cunoaște, eu nu știu. Eu nu cunosc. Am nădejde. Iați atât. E suficient. În curte se țin două slujbe total separate. E normal acest lucru? Nu este bine. Nu este bine pentru că știți care e problema? Cred că lumea e prea habotnică. Reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului spun că nu-i pot interzice fostului preot să se roage în curtea bisericii. Spun însă că nu-i vor mai permite niciodată să țină slujbe în interiorul lăcașului de cult. Există plângerea inițială, plângerea penală făcută la Poliția Județeană Constanța pentru înstrăinarea bunurilor sacre ale bisericii și mai este o a doua plângere pentru închiderea abuzivă a bisericii. Până când procesul se va încheia, Nicolae Picu spune că va continua să le țină predici credincioșilor care îl urmează. De la izbucnirea conflictului între el și Arhiepiscopia Tomisului, lucruri ciudate s-au petrecut în perimetrul bisericii din Parcul Tăbăcărie. Un preot a murit după ce s-a prăbușit în timpul unei slujbe în fața bisericii care avea ușile ferecate, iar unui tânăr care făcea jogging i s-a făcut rău din senin.